Avantajul bicicletei. Poți să o iei pe alături. Poți să mergi printre mașini. Dar ele așteaptă la rând. Dacă e ambuteiaj, dacă e accident, dacă e centura Bucureștilor, cam de orice direcție vezi pe centură, pățește așa ceva. Mai ales la ore de vârf, în zi de lucru. Azi e duminică, la amiază, și tot una e ambuteiaj. Și așa își petrec oamenii jumătate de viață în mașină, așteptând să le vină rândul la strungă, dar nici nu schimbă modul de viață. Nu renunță la confortul iluzoriu. Și aici, în câmpia română, se poate pedala într-o veselie de lene, de frică de câini. Nu vor. O, ne-au prins cățelușii. Intrăm la șosea. S-a terminat drumul. Nu, hai să traversăm la prima ocazie. Nu, nu cred, tamam că e din cauza centurii s-a oprit. Asta se intersectează acuși cu centura. Hai să vedem cauza ambuteiajului. Că e vacă mare. Râu Colentina. Lac și de altă parte lac. Unii merg lipiți de margine.
alții sunt mai generoși cu bicicliștii. Mersul pe dungă nu-l poate interzice nimeni. Avem elice la orizont. Morișca. Sat Slobozia. Ups. Am revenit la Cernica. Da. Mă opresc, mă uit la hartă. Am revenit în Pantelimon. Hai pe acolo. Cred că pregătesc drum mai lat, văd că astea sunt coloane, picioare de pod, dar nu știu când o să fie. Încercăm să ne băgăm, nu avem nicio trecere de pietoni, așa că îi dăm înainte cu tupeu și îi rugăm să ne lasă. Ne-au lăsat, ăsta nu, ăsta ne lasă. Da. Pietonii au prioritate. Ieșim în Pantelimon. Calea ferată nu-i folosită. Crește ambrozie pe ea. International School of Bucharest. A? Raftul bunicii. Good Mills, cred că face făină. Că mil în engleză e moară. Aha. Da, dacă firma e americană, germană, britanică.
Coca-Cola, de ce scrie Coca-Cola? Ca așa e numele. Da, bicicliști, dar merg pe dreapta, nu știu ce. Pentru ei pe stânga. Merg contrasens. Hai că maturul le-a dat ideea să se mute. Bravo. Avantajul de a merge pe bicicletă.